Vrea să ți se întâmple de dragobete. Ce ne vrea să se întâmple seara asta? Scurt îndreptare. Alexandru, sper că te uiți. Că noi ți-am zis cu petrecerea surpriză, dar tu nu și nu. Bun, hai să vedem. M-ați luat prin surprindere, nu am nicio așteptare, dar da, nu cred că ceva surpriză așa, nu, eu nu sunt plus și style. Plus și style, no way. Fără plușii. Fără plușii și fără din astea. Inima mare așa, așa. Te iubesc pe ea. Din benzinerie. Sau rame foto. Dar ce drag, am murit, mă pui pe bibliotecă. Nu suport asta cu ramele foto. Nu. Deci plus și nu. Flori. Băieții aleg uneori foarte, flori foarte proaste. Eu sunt, mie îmi plac toate florile. Orice. Dar e previzibil să aduci trandafiri. Sau garofe de morți. Știi, sau... Garofițele alea mici sunt ok, dar trandafirii roșii într-o zi ca asta. Bun, ambalajul la flori. Very important. Doamne ferește, cât mai simplu. Florile ar trebui cât să nu fie ambalate. Simplu, fără cu un ribbon, așa, o fundiță. Da. Maxim ceva transparent. Deci, dacă staniolul ăla nu funcționează pentru că nu e ciocolată, în primul rând. Exact, okay. Nu. Florile nu se dau cu vârfurile și în jos. Și fără prea multe pupături astăzi, când de obicei nu se întâmplă. De ce? Că faci diabet. Da, este prea mult dintr-o dată și mă gândesc, mă, tu ai făcut ceva rău. Mă, ce ai făcut? Uh-huh. Știi? Adică e ceva cumva împotriva voastră, deci mai bine chill. Și chimic e obligatoriu astăzi. Da. Îl urăsc. Eu și toți bărbații. Adică atunci când ea zice, e dragobetele, trebuie să... Este exact atunci când sunteți la masă la Remi, îl iei de mână și zici, hai sus pe cameră. Da, e... Voi credeți că sunteți wow, că sunteți 50 shades, dar nu sunteți. Bine, că tocmai ne retezați butașul, adică îl faceți de vie bătrână, așa, adică... Nu, câteodată merge, ce? Nu, n-a fost ok niciodată. De la masa de Remi să iei un bărbat să-l duci sus pe cameră? Câteodată, adică în fiecare context e greșit. Dacă nu ne cunoaștem, cu mare drag. Vezi? Asta am vrut să zic. Păi da, da. Lucrurile așa încep și ți se pare exciting când e pentru prima oară, nu? Da. Mai știm și noi niște lucruri, domnul Dani. Îmi place când ei doi sunt în filme total diferite. Total. Pe genul ea l-așteaptă cu cina, cizmele, hug me hard, boots. Ea e pregătită din toate punctele de vedere și el vine cu puberul să băgați o FIFA. Pe genul, stai mă că e 7, am crezut că la 11 facem ceva, pubere. Intră, du-te în pivniță, pornește Xbox-ul. Este aiurea rău când se întâmplă așa. Wow. Eu am avut o situație din cauza lui puberu. Da. Da. Și ea, cum s-a terminat? Cred ea, că nu bine. Ea mi-a zis că nu mai suportă și eu am zis că n-o mai suport. Iubitul prietenei ei e un prost. Așa. Wow, și nu te lua de prietenele ei. Niciodată să nu te iei de prietenele da, ei. Da, dar eu aveam dreptate. De la ce ne-am luat? La o scurtă pauză, dragii mei, trebuie să știți că ziua de astăzi de dragobete, mai ales pentru că a picat vineri, este nu numai un test, este o încercare, dar vedeți dumneavoastră, încă de când suntem mici și citeam povestea lui Harap Alb, știm că orice bărbat, ca să-și cunoască de adevăratele prințesa, să primească jumătate din ciuciu și împărăția. Pe bune, ce prințesă mai are jumătate de împărăție? Vă bateți joc? Se mărită pentru și lei. Și ce făt frumos este, într-adevăr, făt frumos. Și ce calm mănâncă jeratic. Corect. Trebuie să treceți prin o grămadă de încercări. Dacă treceți și de această încercare de astăzi, atunci sigur nu veți rămâne ca mine să trăiți o viață întreagă alături de păsărlăț lungilă. Lasă că să rămână. Eu te pup. În spate mai avem pe Sătilă și Flămânzilă. Michi, ești aici. Bravo. Luăm pauză, ne vedem imediat. Dimineața cu Răzvan și Dan.